Fostul prorector de la Universitatea Tehnică din Moldova se laudă cu 13 locuri de muncă, dintre care 7 sunt la stat. Este vorba de Dinu Țurcan, care și-a prezentat declarația de avere pentru anul 2023. Potrivit documentului, profesorul a obținut venituri în sumă de 2,6 milioane de lei. De asemenea, a obținut venituri din depozite bancare, inclusiv la cele de peste hotare, în sumă de 600 de dolari, 3200 de euro și în jur la 352.000 de lei. La fel, în declarație, el indică în jur de 444.000 de lei și 1.600 de ron din donații și moșteniri. Mai are terenuri și bunuri imobiliare în țară și peste hotare. Un apartament în sumă de aproape 130.000 de euro, o casă de locuit în valoare de peste jumătate de milion de lei și două automobile. Unul de model Mercedes, cumpărat cu 410.000 de lei și o Toyota RAV4, procurată la preț de 480.000 de lei. Prorectorul mai deține active financiare în țară și străinătate. În băncile de peste hotare are peste 5 milioane de lei, 211.000 de euro și 3.214 dolari. Am încercat să-l găsim pe prorector pentru a afla cum reușește să facă față celor 13 posturi de muncă și cum a reușit să agonisească de la stat atâtea milioane. Însă serviciul de presă al Universității Tehnice nu ne-a răspuns la telefon.